Direcția de asistență socială Buzău a început să preia cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței. Buzoienii cu venituri reduse pot solicita sprijin financiar pentru plata facturilor la căldură. Dacă locuințele lor sunt încălzite cu energie termică și gaze naturale sau cu lemne și energie electrică. Am început de pe data de 7 octombrie. Cetățenii au venit și s-au interesat, au luat lista cu documente. Miercuri aveam undeva la 18 cereri de lemne, cereri pentru din partea persoanelor care folosesc lemnele la încălzire. La gaze naturale erau 12 cereri. Energia termică încă nu știm exact, pentru că sunt fie la asociații, fie la RAM Termoverde. Urmează să primim. O veste importantă pentru pensionari este că acordarea ajutorului nu va fi influențată de majorarea recentă a pensiilor, venitul luat în considerare fiind cel din luna august, înainte de recalculare. Condițiile sunt aceleași ca și anul trecut, nu s-a schimbat nimic. Doar la cetățenii care obțin venituri din pensii le solicităm cuponul lunii august, nu cel cu pensia recalculată. Pentru a primi ajutor la plata încălzirii în sezonul rece, solicitanții trebuie să aibă un venit net pe membru de familie de cel mult 1.386 de lei lunar sau de maximum 2.053 de lei în cazul persoanelor singure. Compensările sunt acordate gradual în funcție de venit. Pentru a beneficia cu luna în care depui cererea, trebuie să întocmești această cerere până la data de 20. Spre exemplu, până la 20 noiembrie, cei care depun această solicitare vor beneficia începând cu luna noiembrie. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia. Formularele necesare dosarului pot fi găsite pe site-ul Direcției de Asistență Socială dasbz.ro, dar și la sediul instituției din incinta Palatului Comunal, în spațiul unde până anul trecut a funcționat Direcția Economică a Primăriei.